să o facem! 1, 2, 3! Care este programul de astăzi? Explică-ne tu, bosule! Prima dată! Mergem acolo și ne întoarcem acasă. Sau ne prăjim undeva la o plajă. Nu? Wow! Nu? După cum vedeți, omul are cuvintele la el. Numai informații utile, numai lucruri la exact. Mergem acolo și ne prăjim. Este asta se întreba toată lumea. Oare mergem acolo sau stăm aici? Primul pas. Mergem la plajă. Într-o plajă, pe o plajă unde n-am mai fost până acum. Pasul 2. Astăzi o să mă arunc de la 7 metri înălțime, probabil, nu știu sigur încă dacă o să am tupeu, de pe o stâncă, fix în mare. Am găsit un loc unde e construită un fel de biserică ortodoxă, unde tinerii se aruncă de la 7 metri în apă. E destul de periculos, dar sunt încă tânăr. Să facem focusul pe mine. Așa. Nu știu de ce, ia tot timpul fața lui. E fața lui. Da. Poate mă arunc de pe o stâncă astăzi. Sper să fie. Cred că ar fi cea mai palpitantă chestie pe care o să o fac vara asta. Dacă nu mă arunc de pe o stâncă și mai mare mai târziu. Să începem! Ok, a ajuns autobuzul. Dar asta nu e destinația noastră finală, nu? Nu. Mai e un autobuz de luat? Trebuie să schimbăm autobuzul, numai că următorul autobuz vine peste o oră jumate. Sistemul pe insula asta este... Așa că o să frecăm puțin menta prin ora. În ce orășel suntem? În Fira. Suntem în Fira, în caz că vă întrebați. Capitala insulei este ea. Capitala insulei este ea. Încep să mă bucur din ce în ce mai tare că n-a venit autobuzul ăla la timp. Pentru că nu știu dacă am fi ajuns în Fira și este absolut locul unde trebuie să fii. Uitați-vă și voi cum arată, Dumnezeule. Uite, am ajuns la... Da. Sigur, nu e plajă, nu e mare lucru, deci nu știu dacă ar fi ok să te cazezi în Fira. Dacă vrei să stai la mare pe insula asta, dar în rest este cel mai frumos orășel de pe aici, clar. Și celelalte trei pe care nu le-am văzut încă. Cred că majoritatea pozilor ilustratelor din Santorini nu sunt de aici. Nu-s de aici? Nu, din Ria.
Din Ia. Toate bisericuțele astea sunt ortodoxe, apropo. Am avut super noroc. Acum așteptăm să vină autobuzul și mergem la plajă. Ăsta nu e un vlog cu review-uri de bere, cum nu era nici cu muzee, dar noi de obicei ne luăm berile grecești, berile locale, ca să vedem și noi dacă e ceva bun, e ceva de capul lor. Cred că sunt subexpus, Dăm mai mult. Și de data asta ne-am luat berea Fix Hellas. Berea Fix Hellas e de căcat. Gata, a venit și autobuzul. Grisi. Mi-a cedat berea ei de căcat și eu am băut-o. Nu putem să irosim eurocenții ăștia sau ce sunt. Adică bagă te la geam. Unde mă bag? La geam. La geam? Ok! Am ajuns la plajă! Nici n-a durat 700.000 de ore. Pa! Cât e ceasul? E 1? Da. Fix? Fix. Cât avem de stat la plajă? Până la 4 jumate. Să mergem. Okay. Pentru scurt timp credeam că e o gagică care face topless în apă și s-a ridicat și era doar un bărbat gras. A fost dubios pentru că inițial eram, a, ce frumos, nu, nu. Am așa senzația că o să zac. E frumoasă plaja, da. Să înceapă prima băiță. Și probabil că singura în care o să folosesc GoPro-ul, pentru că vreau să păstrez bateria. Am o singură baterie la ștuțul ăsta și s-ar putea să am nevoie de ea când o să sar de pe stâncă. Dacă sar sau nu, nu știm încă. Vom vedea. Hei! Hei! Ce facem acum? Mergem să așteptăm autobuzul, să ne întoarcem înapoi în Fira și apoi să mergem la Oia. Hai să mergem! Am dormit vreo oră, două. Gata! Uite-ne în Oia! Aici, la stânga. La stânga? Da. Nu știu dacă m-a auzit că bate vântul destul de tare. Locul unde trebuie să ajungem noi, de unde se poate sări în apă de la 7 metri, aproximativ etajul 3, nu este foarte comercializat prin zonă. Ghidul Andreea, ghidul nostru turistic, ne-a spus despre el. Dar nu există semne către el, pentru că evident ăștia nu vor să vină prea mulți turiști să se arunce în apă, pentru că na, e periculos. Drumul către el ar trebui să aibă și un semn de interzis, dar ne-a arătat pe unde trebuie să o luăm și tot ce trebuie să facem acum e să găsim scările în următoarea jumătate de oră. Grisi înaintează temerar, căutând scările. Vedeți cum se strânge lumea acolo? Acolo? Ăla e cel mai potrivit loc de unde să vezi apusul.
în toată insula. Și în fiecare seară se strânge multă lume ca să-l fotografieze. Ca să putem să ajungem și noi acolo. Uite scările. Trebuie să luăm pe scările astea și să rezolvăm toată treaba cu săritul în maxim 40-50 de minute, ca să putem să ne întoarcem și să filmăm și apusul. If I jump, do you think I'll drop the GoPro? I did. I dove and when I dove, I dropped it. When I jumped, I didn't. Yeah, they're getting messy. Yeah, you definitely have the issue if you don't have like a wrist strap. Then. Oh, can I borrow your wrist strap? I need it for this jump. We're in a rush. Sorry, man. Oh, just one. Great form. Woo! I give it a 9. Okay. I'm really scared. No, don't be scared. It's okay? It's okay. Yeah. Okay. Okay. Oh, man. It's okay. Just go up to 1, 2, 3 and then jump. And then hold on to that, okay? Okay. You're good. Fine. You got it. Hai să facem! 1, 2, 3. Oh, man. Oh, man. Oh, you can't do that, my friend. Let's not do it, huh? No, you can do it. You can do it. Oh. Will I die? No, 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 no. I dove. I'm about to do a backflip off of it. Okay, if you jump, I'll do a backflip, okay? I'll wait here for a while. No. Okay, you wait? Okay. Yeah. Calm down. It's okay. Do it, fuck it. It's a good vacation, you know. I don't want to hurt myself. Yes, for us to sunteți că n-am sărit.